Ești caldă, sociabilă, cu o inimă sensibilă și un caracter prietenos și deschis. Ești un idealist romantic, înzestrat-o cu o dragoste sinceră de frumusețe, artă și muzică. Nu rămâi singură, cauți în mod activ parteneriatul și cooperarea cu ceilalți. Întotdeauna tacticoasă și politicoasă, simpatizezi cu ceilalți și ești incredibil de receptivă. Oamenii aflați în primejdie ți se adresează pentru ajutor și sprijin, știind că vei înțelege problemele și dificultățile lor. Ai tendința de a manifesta un mare interes față de obiectul pasiunii tale. Caracteristica definitorie a comportamentului tău este toleranța excepțională față de familie, prieteni, față de orice națiune, cu ajutorul căreia poți face minuni. Cu toate acestea, pentru alte persoane, o astfel de toleranță poate fi uneori incomodă, tu poți avea probleme destul de semnificative, în special legate de viața ta personală. În calitate de părinte, nu găsești mereu înțelegere reciprocă cu copiii în creștere, care, din motive evidente, nu numai că aderă la un sistem de valori complet diferit, dar de asemenea, adesea doresc să meargă pe cont propriu. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: compasiune, poezie, sacrificiu, dorința de confort și frumusețe, inspirație, blândețe, reverență. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul a hotărât să fii foarte sensibilă și amabilă, să fii gata oricând să ajuți chiar și un străin dacă trebuie să fie sprijinit și încurajat. Tu simți subtil suferința celorlalți și inima ta răspunde întotdeauna la nenorocirile altor oameni. Ești deschisă lumii, sociabilă, moale, iubești arta și frumusețea. Nu tolerezi singurătatea și ești mereu în căutarea prietenilor și a celor dragi. Oamenii îți provoacă sentimente bune, îți este ușor să simpatizezi cu ei, mereu politicoasă și de ajutor, niciodată nu jignești și nu ofensezi. Poți avea hobby-uri interesante, dar mai ales tu te dedici muncii. Ca o regulă, munca ta este creativă. Se întâmplă că, fără a găsi simpatie de la alții, să poți fi izolat în fața multor probleme. Cu toate acestea, fiind personale, ești capabilă să privești treptat faptele și, prin urmare, să depășești dificultățile care îți stau în cale.
Nu ești capabilă să-ți exprimi sentimentele sau gândurile cu cuvintele potrivite, ceea ce provoacă confuzie din partea altora. Se întâmplă ca în situații dificile să te pierzi, dar apoi îți găsești forța pentru a corecta totul și a începe din nou. Încerci să nu te închizi în limitele normelor pe care le-ai dezvoltat pentru tine însăți și să dai libertatea alegerii. În același timp, toleranța ta nu este în niciun caz o condiție indispensabilă pentru menținerea relațiilor normale cu oricine și întotdeauna. În cele din urmă, chiar și cele mai flegmatice naturi pot refula uneori mânia. Condusă de o pasiune pentru cunoaștere, ești fericită să mergi în călătorii lungi, preferând o comunicare plină de viață cu oamenii, decât munca serioasă în tăcerea dulapurilor profuite. Indiferent că ești un ratat sau un câștigător, vei găsi încă o modalitate de a-ți folosi abilitățile cu adevărat extraordinare. Una dintre calitățile tale importante este capacitatea de a găsi un echilibru între propriile nevoi și nevoile celor care te înconjoară în viața de zi cu zi. Tu înveți să construiești o puncte între personal și public, să înveți cum să justifici cele mai înalte priorități. Ești conștientă de faptul că ordinea din propria ta casă va oferi cea mai bună ocazie de a îmbunătăți întreaga lume. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești suprasensibilă, inteligentă și impresionantă, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 2 martie soarta ta? Te pot descrie ca fiind născută în ziua înțelegerii oamenilor. Mai mult decât atât, constelația în care te-ai născut, peștii, ți-a dăruit o putere născută a voinței, tărie și rezistență. De la o vârstă fragedă, ai știut ce vrei de la viață. Tu nu vei aștepta niciodată cu umilință să vină momentul tău. Obișnuită să acționezi în mod constant, nu vei sta niciodată cu brațele încrucișate. Ești obișnuită să-ți realizezi propriile ambiții, în plus, lupți sincer pentru dorințele tale. Ești obișnuită să creezi condiții de viață confortabile pentru tine însăți. Este de remarcat faptul că aranjamentul vieții tale personale ți este dat cu ușurință. Pot afirma că te-ai născut sub steaua norocoasă. Ești întotdeauna norocoasă în orice, și pur și simplu atragi din norocul. Datorită acestei abilități, obții un mare succes în tot ceea ce nu vei întreprinde. În plus, reușești cu o ușurință fără precedent. În consecință, îți realizezi cu succes toate planurile și visele tale, mai mult, astfel obținând ceea ce dorești. O minte ascuțită și un intelect bine dezvoltat te ajută și în acest sens, intuiția și dependența de sine te ajută la depășirea problemelor de orice complexitate. O altă trăsătură distinctivă a ta este excesivitatea în tot. Nu te grăbești niciodată, faci totul conștient. Se poate crede că vanitatea excesivă și graba inutilă intervin numai în viață. Dar, totuși, ești întotdeauna la timp în locul potrivit pentru tine. De la naștere te-ai distins prin autocontrol. Nici o provocare nu te va dezechilibra. În plus, ești capabilă de o atenție deosebită și înțelegere pentru oamenii din jurul tău. Tu nu ești supărată de problemele sau eșecurile vieții, te uiți la ele cu ușurință, având în vedere că totul poate fi depășit. Poți rezolva cu ușurință tot felul de probleme. Aceste lucruri te ajută să te relaxezi și să te uiți din exterior la ceea ce se întâmplă. Nu vei cădea niciodată într-o stare isterică sau panică. Știi cum să strângi din pumni, să scrâșnești din dinți, dacă trebuie să recunoști greșeli. Dar principalul lucru este că tu ești optimistă, prin urmare reușești să găsești ceva bun chiar și în cea mai dificilă situație. În plus, cu atitudinea ta pozitivă față de lume, tratezi oamenii din jurul tău. Foarte des, ți se cer sfaturi.
Tu știi să asculți și să înțelegi pe cineva în vremuri dificile. Tu asculți cuvintele lor, dar pentru că nu știi cum să diseminezi, ești mereu de încredere. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești romantică, sentimentală și ai o concepție excesiv de idealistă a iubirii. Nu accepți confruntarea și ești gata să cedezi, doar pentru a păstra pacea. În cel mai rău caz, preferi să pleci, doar pentru a evita disputele frecvente. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Una din cele mai importante provocări pentru tine este stabilirea unui echilibru între necesitatea de a-ți atinge scopurile personale și dorința de a te dedica unor cauze universale. Cea mai importantă și observabilă trăsătura naturii tale este toleranța, care se extinde atât la alte persoane, prieteni, cât și la diferite naționalități și tradițiile lor culturale. Cu toate acestea, copiii născuți în 2 martie au cel mai adesea opinii diferite, de aceea aceste două generații nu se întâlnesc deseori. În ceea ce privește profesia, poți fi o workaholică, indiferent cât de neobișnuit este pentru alții. Munca ta este adesea într-un fel sau altul creativă, liberă. De obicei ți este greu de lucrat pe un program clar, întotdeauna același. Uneori, nu ai suficiente cuvinte pentru a transmite în mod adecvat ceea ce simți. Acest lucru nu este surprinzător având de totuși în vedere natura ta mistică care trăiește într-o lume a emoțiilor. Ca urmare, foarte des te poți confrunta cu neînțelegeri și, uneori, cu singurătate. Dacă e ceva, ai suficientă forță internă pentru a începe ceva de la zero după o leziune deosebită de mare. Este posibil să alegi un loc de muncă legat de călătorii permanente, în loc să lucrezi într-un birou plictisitor. În ceea ce privește domeniul de activitate, ai un succes deosebit în termeni profesionali. În procesul de a lucra, nu ești niciodată distrasă de străini datorită concentrării tale, reușești să atingi cot înalt în planul tău de carieră. Tu nu tolerezi jumătății de măsură, ești obișnuită să îndeplinești calitativ sarcinile atribuite. Te simți armonios în eforturile tale creative, având o natură artistică și o viziune originală a lucrurilor. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, ești incredibil de punctuală și organizată. Sănătate și boli. Starea fizică bună și sănătatea sunt importante pentru tine dacă nu dorești să faci o defecțiune nervoasă în timp ce te ocupi de problemele altor persoane și de a ajuta pe alții. Se recomandă o dietă bogată în proteine cu alimente simple și un regim zilnic clar. Obiceiurile rele, fumatul și abuzul de alcool, ar trebui să fie cel puțin limitate, dacă nu pot fi eliminate. Trebuie să duci un stil de viață sănătos. Vei avea o mulțime de probleme de sănătate dacă nu înveți să rezolvi problemele practice în timp util, mai ales cele care apar în procesul de comunicare cu alte persoane. Trebuie să-ți structurezi viața și să te ocupi în mod regulat de problemele sociale. Ai nevoie de activitate fizică pentru a rezista provocărilor. Soarta și norocul. Ursitoarele ți-au dăruit putere și abilități mentale mari. Te miști în mod intenționat spre obiectivele tale, atingând de dorințele prin metode vrednice, ești capabilă să obții o poziție excelentă în societate. În acest scop, vei fi ajutată de talentele, cunoștințele, norocul tău. Ai mulți prieteni, dar există și câțiva dușmani.
Ai fost înzestrată cu o mulțime de virtuți. Banii te iubesc. Ești veselă, te bucuri de viață, treci ușor prin viață, poți fi fericită și bogată. În afaceri, ești de obicei norocoasă. În familie poți avea o relație minunată, înțelegere și iubire. Sfaturi pentru tine. Este important să menții în permanență legături între lumea interioară și lumea exterioară. O atenție deosebită ar trebui să fie acordată sistematizării și ordinii. Poți începe cu menținerea constantă a ordinii și curățenii în locuința proprie. Accentuarea egoului nu este direcția potrivită pentru tine. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Un dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.